iar altul în cazul unui bătrân agresat în apropierea secției de votare, anunță purtătorul de cuvânt al Ministerului Administrației și Internelor, Monica Dașbog. Persoana care și-a fotografiat buletinul de vot este acuzată de violare a confidențialității votului, o infracțiune pedepsită de articolul 389 din Codul Penal, spune reprezentanta MEAI. Referitor la situația dintr-un sat din județul Bistrița-Năsăud, unde mai mulți localnici au găsit în fața caselor pungi cu alimente, purtătorul de cuvânt al MEAI a precizat că în prezent se fac verificări pentru a se stabili dacă se întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni. În străinătate, cozile se întind pe câteva sute de metri. Mii de oameni din Paris, Londra, dar și din marile orașe ale Spaniei și Italiei așteaptă la această oră să voteze. Ambasadorul României în Marea Britanie, Ion Ginga, a stat de asemenea la coadă la secția organizată la Institutul Cultural Român din Londra. 1000 de oameni au așteptat civilizat alături de el. Sunt cozi și la Paris, unde mii de persoane așteaptă acum să voteze. Ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a declarat că votul de astăzi se va desfășura în aceleași secții în care s-a ținut și primul tur al alegerilor, în aceleași locuri și sub autoritatea acelorași birouri electorale. Dacă vă aflați în altă localitate decât cea de domiciliu, puteți vota la orice secție, după ce ați declarat în scris pe propria răspundere că nu ați mai votat în acest tur de scrutin. Pentru românii din străinătate, Ministerul Afacerilor Externe...